Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiunea în care vorbim despre sănătate, picătură cu picătură. Invitatul nostru de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine te-am regăsit! Și eu mă bucur mult să vă revăd! Și astăzi povestim despre afecțiunile cardiovasculare, în special despre tensiunea arterială, hipertensiunea arterială. Da, vorbim despre afecțiuni cardiovasculare, deși când vine vorba despre bolile inimii, medicina naturistă se dă puțin la o parte. Există oarecum ideea că sunt prea serioase sau prea grave aceste patologii ca să le poți trata și cu medicamente sau și cu produse naturiste. Ei bine, acesta este un mit pe care îl spulberăm, deoarece produsele naturiste pot ajuta în multe ocazii problemele cardiovasculare, inclusiv hipertensiunea despre care vorbim astăzi. Știu că produsele gemoterapice ne ajută și în probleme de inimă, nu doar cele legate de afecțiunile Da, și în cardiovasculare. probleme emoționale, și în probleme organice, în foarte multe probleme, mai ales deoarece au această calitate prin conținutul complex, prin conținutul în fitocomplex, au această caracteristică de modulare, de detoxifiere, de regenerare, astfel încât, asociate sau nu tratamentului alopat, ele pot ajuta aproape în orice patologie. Pot influența tratamentul alopat, îl pot ușura, deoarece medicamentele alopate au uneori și reacții adverse și se cumulează în organism. Ei bine, asociind un medicament alopat, indiferent pentru ce patologie, cu un medicament gemoterapic, cu un extract gemoterapic, voi ajuta organismul să lupte cu boala și să își revină. Și la urma urmei asta ne dorim. Un tratament ușor, cu rezultate bune și de durată. Când este indicat să ne adresăm unui medic care recomandă gemoterapice? Dacă vorbim despre problemele cardiovasculare și mai ales despre hipertensiune, recomandarea mea este ca obligatoriu consultăm un medic gemoterapeut înainte de a asocia tratamentul naturist cu tratamentul alopat. În niciun caz, dar în niciun caz, nu se va întrerupe medicația alopată pentru a trece pe medicație naturistă, pentru că pot să apară reacții severe. Da? Deci niciodată nu se întrerupe tratamentul. Dar pot merge paralel, pot merge împreună și în unele cazuri fericite se poate reduce ușor doza medicamentelor alopate, uneori se și pot scoate unele medicamente alopate, unele, nu oricare. În patologia cardiovasculară de multe ori avem asocieri de 3, 4, 5, 6 medicamente alopate pentru că e nevoie de ele. Să reușesc să scad doza sau să scot măcar un medicament este foarte mare lucru. Deci, atenție, dragi telespectatori, nu luăm decizii de capul nostru. Mergem la medic, medicul este cel în măsură să ne ofere sfaturi. Putem să povestim concret despre produsele care ne pot ajuta în afecțiunile cardiovasculare? Da, sunt mai multe, am ales câteva să vorbim despre ele, să le detaliem, să ne rămână puțin în minte. Sunt foarte frumoase, foarte complexe și ne ajută în mod real. N-au cum să nu ne ajute plantele. Gândiți-vă că medicamentele alopate, multe din ele pe care le folosim în patologia cardiacă, multe sunt din plante. Din planta respectivă se scoate o anumită substanță terapeutică, se purifică, se concentrează și apare un medicament alopat. Dacă asociez o altă plantă care are în totalitatea ei acțiunea aceea drenoare, de tonifiere, de întreținere, eu aduc un plus de valoare medicamentului alopat. Și să vedem cu ce putem aduce acest plus de valoare terapeutic. În patologia cardiovasculară există trei gemoterapice pe care le-aș recomanda. Extractul din mlădiță de păducel, despre care cred că ați auzit, pentru că e cunoscut și s-au făcut multe studii științifice pe planta numită păducel și a arătat că aceasta este eficientă în problemele cardiovasculare, măslinul, mlădița de măslin și mugurii de viță de vie și semințele de viță de vie și să le luăm puțin pe rând. Păducelul, care este cap de listă, cap de afiș în patologia cardiovasculară, susține practic funcționarea inimii. De aceea, atunci când am o inimă obosită, nu neapărat bolnavă, la persoane vârstnice, la persoane bolnăvicioase de felul lor, o inimă slăbită beneficiază întotdeauna de acțiunea păducelului. Păducelul întărește inima, reglează inima. Deci, deja am văzut că o putem folosi asociat în câteva patologii. O inimă slăbită, care nu mai funcționează bine, poate fi o insuficiență cardiacă, o inimă care este modificată de o tensiune mare,
o inimă pe care apar dureri precordiale, poate fi o angină pectorală, poate fi o cardiopatie ischemică, dacă inima nu bate bine, poate fi o aritmie cardiacă. Vedeți câteva diagnostice foarte serioase, dar în care, alături de tratamentul alopat, eu pot să asociez extractul din mlădițe de păducel. Păducelul mai are o caracteristică foarte interesantă și cu care nu mă ajută practic medicamentele alopate, și anume, acționează pe acele manifestări numite psihosomatice, adică pacientul cardiac de multe ori este anxios, este neliniștit, palpitațiile nu-i dau o stare de bine, apare și o stare de teamă, de nesiguranță, și aici intervine păducelul care liniștește, care această angoasă o ajută să dispară și să se amelioreze. La femei, în perioada de premenopauză sau menopauză, poate să apară creștere în greutate, poate să apară o ușoară creștere a tensiunii arteriale, de asemenea o anxietate, o neliniște, palpitații, da, bătăi puternice ale inimii, amețeală, vertij uneori. Pe toate aceste manifestări numite psihosomatice mă ajută același extract din mlădițe de păducel. La persoane tot mai tinere apar afecțiuni cardiovasculare, care de obicei sunt descoperite la controlul acela anual de medicina muncii. Da. Aici nu mai vorbim de o inimă obosită, aici vorbim de o reală patologie cardiovasculară, deci aici controlul medical, medicația alopată sunt obligatorii, dar asocierea de extracte gemoterapice mă ajută și în acest caz. Deci nu trebuie să ne adresăm doar persoanelor în etate, ci tuturor celor care își simt inima obosită. Exact, care au probleme la acest nivel și, într-adevăr, cum spuneați, sunt din ce în ce mai frecvente aceste cazuri. Pomenați și măslinul. Măslinul este arborele păcii, nu? Ramura de măslin, când vii cu ramura de măslin, înseamnă că vrei să aduci pace. Interesantă analogia și frumoasă, pentru că măslinul aduce pace și în organismul nostru. Extractul din mlădițe de măslin, de asemenea, se adresează inimii obosite. Deci orice patologie cardiovasculară beneficiază de asocierea măslinului și explicația este foarte simplă. Ce face concret măslinul, de fapt? Când am o problemă cardiacă sau cardiovasculară, arterele și venele devin rigide, se strâmtează. Ca atare, sângele nu mai circulă bine. Măslinul îmi dilată vasele de sânge și le sporește elasticitatea. Deci sângele circulă mai ușor și mai cursiv, de fapt. Același măslin mă ajută să scad colesterolul dacă este prea crescut, lipidele când sunt reglate, chiar și scade ușor glicemia. Deci intervine pe metabolismul lipidic și pe metabolismul glucidic, ambele dereglări fiind factori de risc pentru patologia cardiovasculară. Același măslin crește diureza, când am edeme, da? Când am probleme cardiace, apare edeme. Tipic, edeme de jos în sus, ca și cum umpli o sticlă cu apă, la picioare, după aceea mai sus, după aceea la mâini, la față, acestea sunt edemele cardiace. Ei bine, măslinul mă ajută și în această privință. Extractul din mlădițe de măslin poate fi administrat absolut în orice patologie atunci când am o problemă de metabolism lipidic. Colesterol mare, trigliceride, lipide anormale în organism, indiferent ce patologie ar fi, se poate asocia măslinul și are toleranță foarte bună în tratamente la lung. 6 luni, un an, atât cât este nevoie, pot să asociez cu orice altă terapie extractul din mlădițe de măslin. Și tot pe această listă scurtă cu produsele care ne pot ajuta, ați pomenit și vița de vie. Da. La vița de vie există mai multe extracte gemoterapice, muguri de vițe de vie, mlădițe de viță de vie sălbatică, dar există și semințele de viță de vie, un produs relativ mai nou pe piață, care, țineți minte, protejează, acesta este cuvântul de bază, protejează inima și vasele de sânge. Are un semnificativ efect antioxidant, în felul acesta protejând întreg organismul de acțiunile stresului, ale supărării, ale poluării. Noi mereu avem nevoie de antioxidanți, mereu avem nevoie de protecție. Țintit la nivel cardiovascular, îmi protejează arterele, deci pot să-l folosesc preventiv, dar și curativ atunci când deja s-a instalat ateroscleroza. Vasele de sânge devin rigide, devin îngroșate, se depune calciu și apare ateroscleroza, care duce la angina pectorală, cardiopatie ischemică, în extremis infarct cardiac. Deci, semințele de viță de vie mă ajută să protejez, să nu ajung acolo. Mă ajută la problemele venelor, urmări ale flebitelor, ale tromboflebitelor și aici intervine cu rol protector semința de viță de vie, dar ajută pe ansamblu, cum spuneam, ameliorează vederea, conferă pielii elasticitate pentru că sporește producția de colagen,
se opune căderii părului atunci când avem aceste probleme, ajută împotriva poluării și stresului de orice fel, ceea ce este important pentru că inima e influențată de sentimentele negative. Există o știință numită psihocardiologie și care îmi spune și mi-atrage atenția că supărarea, tristețea, furia vor avea efecte negative asupra inimii. E bine de știut. E bine de știut. Aș vrea să mai subliniez faptul că un produs conține atât păducel cât și măslin. Produsul se numește Corfit. Conține extract total de păducel, mlădițe, flori, fructe și extract din mlădițe de măslin și are această acțiune holistică atât a păducelului cât și a măslinului și se adresează problemelor cu persoanelor cu orice fel de probleme cardiovasculare, în special hipertensiunea despre care am vorbit astăzi. La ce altceva mai putem folosi Corfit? La diferite vârste putem să-l folosim, și la vârstnicul aterosclerotic, dar chiar vreau să subliniez la femeile tinere care fac tratament cu anticoncepționale pentru sindrom premenstrual, pentru acnee de multe ori. De multe ori apare o hipertensiune și o creștere a colesterolului, ceea ce pe termen lung să apară de la o vârstă tânără așa ceva este foarte deranjant și foarte supărător pentru organism, pentru sănătate. Ei bine, în aceste cazuri puteți folosi cu încredere Corfitul și în loc de anticoncepționale putem folosi extractul din mlădițe de smeur care reglează din punct de vedere hormonal sexual organismul. Nouă ne place să și prevenim aceste probleme pentru care natura găsește soluții. Stilul de viață cât este de important? Cel mai important. Sau hai să zicem la fel de important ca și medicația naturistă sau alopată. E important să luăm pauze de odihnă, e important să gândim pozitiv, e important să nu ne supărăm, e important să avem contact cu natura tot timpul, e important să avem relații interumane care ne dau energie, nu ne iau energie, să ne mișcăm, să dormim sănătos, lucruri pe care le știm cu toții, dar nu le prea punem în practică. Din nefericire. Așa e. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi. Cu mult drag și multă sănătate. Iar cu dumneavoastră să ne revedem cu bine. Thank you.